O altă întrebare, Ciprian spune că, Psalmul 109, 110 la protestanți, Dumnezeu a zis, Domnului meu, și la dreapta mea, până ce voi pune pe vreo jumătate sub picioarelor tale. Spune David despre Isus, vorbește despre Isus. Isus zice că da. <laughs> <laughs> Nu-l citează și spune că e vorba despre el. Adică, spune că îi provoacă pe, pe ascultători întrebând de ce David îl numește Domn. Și sigur că. Îl aplică propriei persoane. Acum, repet, dacă stăm să ne gândim, aș vorbi de un palier istoric, apoi de, de, o, de un palier profetic care se deschide către către alte, către alte împliniri și ajunge la, la Mântuitorul Iisus Hristos. La palierul acesta, strict istoric, eu, de exemplu, n-aș exclude să fie vorba de faptul că David i-a avut pe fiii lui preoți. În textul ebraic se spune la un moment dat, în Septuaginta zice că erau doar, doar cum să zic, mai mari peste palat, să zicem. Dar în textul ebraic sunt numiți chiar preoți. Apoi, Melchisedec este regele preot din Salem. Salem ar fi Ierusalimul care însemna că preoția aceasta pe care fiul lui David o au și David, gândiți-vă că David dansează nefod. Orefodul este un, un, un veșmânt cultic. Era și David un soi de preot? Poate că da. Și poate că își trăgea această preoție nelevitică, dar regală într-un fel, și o trăgea de la Melchisedec, cel care fusese și el rege tot în Ierusalim Deci n-aș exclude că psalmul 109 să aibă și o semnificație din această istorică Sau, de ce să nu mă gândesc la varianta în care e vorba de macabei, știți că de hajmonei În secolul II a existat o revoltă a unei familii de preoți Iuda Macabeul și familia hajmoneilor, care ajunge până la urmă să să conducă Judea Și dacă mergem pe o datare Foarte târzie, dar tentantă Să știți, undeva mă tentează Să spui că psalmul 110 sau 109 este Este o La nivel istoric Este și o Referire la Preoția Macabeilor sau preoția Hajmoneilor ar fi corect nu știu să vă zic. La, la nivel istoric, avem multe uh, ipoteze, și eu sunt fascinat de ele. mi îmi place să le întorc pe toate fețele, nu te ajută ele prea mult până la urmă, înseamnă teoria chibritului. Uh, avem, suntem pe, pe un picior mult mai sigur, dacă mergem pe acest palier profetic și. și teologic pe. teologic exact, pe care îl găsim clar atestat în Noul testament. Mântuitorul și asumă acest psalm. Și vedeți, indiferent la cine se referă preoția aceasta sau cel care stă de-a dreapta lui Dumnezeu, în sens istoric e mai puțin important. Dar în sens teologic avem o mărturie despre preoția după rânduiala lui Melchisedec a lui Hristos și de faptul că el este domn la fel cum este domn și tatăl. Nu? Dumnezeu tatăl. Legat de această întrebare, văzând în psalmul 109, psalmul 110 la protestanți, sunt curios personal că n-am studiat partea aceasta. Cum s-a ajuns să fie decalarea asta dintre protestanți și în uh, uh, psalmii? Pentru că ori psalmii, ori psalmii ori. 9 și 10 sunt, e, e o diferență de numerotare și de împărțire a psalmilor. Sunt aceiași psalmi, doar că în... Uh, septuaginta 9 și 10 și de acolo se se începe un decalaj care aproape până pe la 113 se păstrează. După aia se ajunge pentru foarte scurt timp la un decalaj de două numere și apoi se revine. Deci psalmii 9 și 10 sunt uniți în Septuaginta, pe când în, în, textul ebraic. Și de asta textul ebraic va avea în general cu unul mai mult. Ok, mulțumesc pentru clarificare.